Salut! Suntem în Munții Retezat. Am lăsat mașinile la complexul turistic Cheile Buții și acum urcăm pe traseul marcat cu cruce roșie înspre Cabana Buta. Teoretic traseul ar trebui să dureze undeva la 2 ore jumate, 3. Este ora 16:30. Acest traseu începe cu o urcare pieptiș destul de solicitantă. După acea urcare destul de grea prin pădure, am intersectat un drum forestier pe care o să continuăm până la Cabana Buta. Salut! Planul pentru această drumeție aici în Munții Retezat se întinde pe 3 zile. Prima zi, astăzi, de la complexul Cheile Buții până la Cabana Buta, unde o să noptăm. Apoi mâine, a doua zi, o să mergem doar la Cabana Buta înspre lacul Bucura și apoi înspre vârful Peleaga, adică cel mai înalt vârf din masivul Retezat, și circuit înapoi la Cabana Buta. O să noptăm și mâine seara la Cabana Buta, apoi a treia zi întoarcerea de la Cabana Buta înspre complexul Cheile Buții. Am părăsit drumul forestier și intrăm în pădure înspre Cabana Buta. Trei ore jumate mai târziu, după ce am plecat de la Cheile Buții, am ajuns la Cabana Buta la 1580 de metri. Și relaxare. Asta a fost prima zi în Munții Retezat. Suntem la Cabana Buta. Mâine ne așteaptă un traseu greu, 3 zile de dimineață, lacul Bucura și vârful Peleaga. Noapte bună! Neața, Retezat, ziua 2, ziua principală. Am plecat de la Cabana Buta după un mic dejun copios și o cafea. Este ora 9 dimineața, suntem pe marcaj Cruce Roșie înspre lacul Bucura. Timpul estimat este de 3 ore jumate, 4, până la lacul Bucura. Prețul la Cabana Buta, 50 de lei noaptea, de cazare într-un pat și micul dejun, omletă cu cârnați roșii, 15 lei, o cafea, 4 lei. Și acum la drum. Ora 11:20, 2 ore 20 de când am plecat de la Cabana Buta, am ajuns în Poiana Pelegi și mai avem încă o oră jumate până la lacul Bucura. Aici, în Poiana Pelegi, se află și un refugiu Salvamont. Am ajuns la lacul Bucura, am mâncat ceva, am lăsat o parte din bagaje la Refugiul Salvamont. Acum este ora 14 și mergem către vârfurile Bucura 1 și Bucura 2. Am schimbat planul de ieri. Bună, Denisa! Unde mergem? Undeva în partea aia, în Crească. Am schimbat planul de ieri, care era să mergem pe vârful Peleaga. Pentru că pe Peleaga e ceață. E și mai multe iatite de ceață încolo. Traseul de la Refugiul Salvamont și până pe Bucura 1 și 2, în creastă, Munții Retezat, este marcat cu banda roșie și cam, cred că maxim, poate 20-30 de minute de la Refugiul Salvamont de lângă lacul Bucura și până în creastă. Și aici, în creastă, vedem noi ce mai facem. Problema e că vremea e destul de capricioasă și trebuie să avem să fim atenți. Râful Bucura 1. Bate vântul, ceață. Ce asta, cuib de? Cuib de marmote. De marmote, un cuib de marmote. Un vânt foarte puternic pe creastă, foarte mulți lespezi și în Orat atunci nu a plouat, ceea ce e bine. Acum ne întoarcem la Refugiul Salvamont, la Bucura și de acolo înapoi la Cabana Buta. Probabil o să ajungem la frontale la Buta, sperăm să nu. Urmează să vedem. Ora 17:30, înapoi la Refugiul Salvamont, la Bucura, și de aici o să-i dăm către Cabana Buta. Teoretic 3 ore o să mergem la frontale. Foarte fain la Bucura, pentru o dată viitoare o să campăm aici. Este super peisajul și ca să explorăm mai mult împrejurimile. E foarte fain. Ora 19:10, înapoi în Poiana Pelegi. Ne-am pus frontalele, am trecut de Tăul Păpușii, urmează coborârea spre Cabana Buta. Ora 8:10 seara. Ora 21, 9 seara, am ajuns la Cabana Buta și chiar pe lumină, chiar că în pădure era puțin întuneric. Acum o să băgăm niște bere, niște mâncare și după aia somn cât cuprinde. Asta a fost ziua a doua, ziua principală în Munții Retezat. Am băgat o ciorbă caldă și o bere și acum ne băgăm la somn. Noapte bună! Dimineața plouă. Trebuie să ne facem bagajele și bem o cafea și îi dăm la drum. Plouă, plouă, e o ploaie mocănească care probabil o să ne acompanieze până la Cheile Buții. Am ajuns la complexul turistic Cheile Buții și la mașini. 3 ore de la Cabana Buta până aici. Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Nu uitați, like, share, subscribe. Pe data viitoare. Pa! Cum a fost, Denisa? Da. A fost da. Da. Ți-a plăcut? Da. Bravo. Fain. Pa. Hai să mâncăm. Mâncare. Papanași, nu papanași, colțunași. Cartofi. Chestii dulci.